Să plecăm să luăm aer de dimineață. Hop așa, băiatul mare. Asta vroiam noi. Vroiam în picioare să plecăm în viață. Unde plecăm? Astăzi avem un răsărit înnorat, după cum se vede. Iar aici cineva a luat-o foarte crazy. Uitați-vă câte flori are, Dumnezeule. Ia uite. Bă, dar pot să filmez eu ceva de tine? Pleacă-mă, băiete, de aici. Dă-i mă drumul. Deci uitați-vă cât de minunată poate fi floarea asta. Și are aici o grămadă de bobocei. Asta, tocmai ce va înflori. Deci nebunie aici. Surpriza dimineții. Vă spuneam ieri că rațele sunt închise, nu știu ce-uri. Ies în curte și ele, ia uite ce fac, mănânc ardei. Ca să vă dați seama unde au ajuns aici în fața casei și o pisică pe acolo lângă topogan, o mâncau mie ardei. Leo, ce faci? Nu, nu că a scăpat doar una, au scăpat toate bagaboantele. Bineînțeles că o iau rămas acolo, o iau mai mare, dar măsa și copii, uitați-le. N-am nicio treabă, nicio gară, nimic. Și apropo, pasta albă, am decis să o numim pasta Bela. Mulți mi-ați lăsat în comentarii Bela, așa că pe aia albă o chemăm Bela. Mai căutăm numele și la celelalți și la ceilalți, mi se plimbă limba în gură, dar cred că i-aș numi Bagabonzi sau ceva de genul, că așa ceva e imposibil, deci nu înțeleg pe unde au ieșit, cel mai probabil pe aici, pe la poduleț au ieșit. Aștept să vină Ștefan, că nu mă descurc și cu copil și să bag și rațe, să le bage la locul lor. Ia uitați ce gălbiori sunt cachi. Mai, mai că sunt gata. Uite, pe acolo sunt și portocalii în zona aia. Bună treabă. Bebe, e gata, knockout. L-am culcat aici în sufragerie, că am treabă în cameră la el. Trebuie să pun în ordine șifonierul, să fac un mic aranjament pe acolo, un alta. Și cât l-am adormit, mi-am făcut și unghiuțele astăzi cu asta roșie, se cheamă Chill Together Essence, și pe deasupra asta de la Maybelline, e un top coat care ține mai mult, o gea 7 zile, ceva de genul. Deci da, avem o sunghiuțe. M-am apucat de șifonierul lui Bebe, după cum vă spuneam, am eliberat aici două spații, am pus în cutie, astea nu-i mai vin deja. Am ordonat aici la prosoape, cearșafuri, păturici, încălțăminte și acum sunt în zona asta. Trebuie să fac selecție pantaloni, bluzițe, eu știu, body-uri, pijamale și aici ce este de călcat. Aici sus am babețici, căciulici, mai am acolo niște pampers, aici niște museline și aici hăinuțe care urmează să-i vină, hăinuțe noi. Și cam așa. Când o să fie gata, o să vă arăt cum și ce. Adică mă refer când o să-l pun, o să-l distribui cum trebuie, șifonierul dulapului, când o să fie hăinuțele aranjate, o să fac un video și o să vă arăt și cum împachetez hăinuțele ca să-mi încapă cât mai multe și cum așez toate nebunile lui într-un șifonier micuț, că nu este măricel, este un șifonier destul de mititel, dar care se distribuie destul de bine încât să încapă tot ce are nevoie Bebe. Vreau să vă arăt fructele la foiul de dafin. S-au făcut toate în toate negre, perfecte de cules și făcut ulei. Bineînțeles, cine are timp în viață pentru așa ceva. Cred că data viitoare ne ocupăm și de asta. Bătălia secolului. A mai venit un prieten la joacă. Și apropo, au rămas doar patru. Am mai luat un vecin. A luat-o pe Nichi, aia care avea și portocaliu pe ea. Cine mai vrea, cine mai dorește, dăruim pisici. Da. Dragilor, pentru dimineața asta am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa, nu de alta trebuie să mă pun la treburi, adică calculator și călcat mai apoi când nu mai avem haine călcate. Vă pupăcesc, să aveți o zi absolut minunată, genială în continuare. Ne vedem mâine dimineață cu un nou daily vlog.